găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Operație contra cronometru la Spitalul Județean de Urgență din Brașov. În această noapte, unitatea de primiri urgențe își schimbă locația. Astăzi a fost marcată și la Brașov Ziua Drapelului Național. În prima parte a lui Cireșar, timp de o săptămână, Cristianul devine capitala culturală a județului. Despre ce este vorba, vă spunem la știri. Operație contra cronometru la Spitalul Județean de Urgență din Brașov. În această noapte, unitatea de primiri urgențe din Brașov își schimbă locația. Noul UPU va funcționa tot la parterul Spitalului Județean, dar de marți va avea intrarea din strada Octavian Augustus. Această măsură face parte din proiectul de reabilitare care are loc la Spitalul Județean din Brașov. Noul UPU va funcționa tot la parterul spitalului, în clădirea în care a fost policlinica, cu intrare din strada Octavian Augustus, arteră pe care s-au instituit restricții de circulație în această primăvară. În această noapte, de luni spre marți, sau mai bine zis în dimineața de marți, de la ora 3 la ora 7, toți angajații Spitalului Județean de Urgență Brașov sunt chemați la lucru pentru a ajuta la mutarea unității de primiri urgențe. Aceasta va fi mutată în sediul fostei policlinici de pe strada Octavian Augustus. Toată această procedură are loc ca urmare a lucrărilor de reabilitare care încep la Spitalul Județean Brașov, mai exact la Corpul B. Practic, este foarte important de știut că începând de marți dimineața de la ora 7, toată strada Octavian Augustus, unde a fost fosta policlinică și unde s-a mutat unitatea de primiri urgențe, va fi închisă pentru conducătorii auto. Mai exact, aici vor avea acces doar ambulanțele și salvările aparținând Spitalului Județean și Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare. E bine, poliția chiar stă în aceste zile pe această stradă, pe Octavian Augustus, pentru a sistematiza circulația, pentru a ajuta conducătorii auto să înțeleagă că această stradă este închisă din acest moment. Lucrările de reabilitare și modernizare a corpului B de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov ar trebui să dureze 16 luni și costă puțin peste 23 de milioane de lei. Această structură va funcționa exact la fel pentru că dublăm turele de personal, va funcționa și în vechea locație. De simultan, la un moment dat, o oră, două, vor exista două unități de primiri urgențe funcționale, iar la zona de triaj, acolo unde sunt îndrumați pacienții, va fi personal suficient care să asigure informațiile necesare pentru toată lumea. Potrivit reprezentanților spitalului, având în vedere caracterul permanent al UPU, mutarea se va efectua astfel încât activitatea medicală să fie cât mai puțin perturbată. Această reabilitare presupune și relocarea mai multor secții. Am început cu relocarea UPU. Am organizat întreg spațiul UPU funcțional în spațiul vechiului ambulator. Bineînțeles că ne-a luat timp să facem acele circuite funcționale obligatorii pentru funcționarea UPU. Spațiul este cu puțin mai mic decât vechea locație, dar permite funcționarea unității de primiri urgențe în parametrii maximi. La începutul lunii iulie se dă startul proiectului de reabilitare a corpului B al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Aceste lucrări vor începe cu o întârziere de 3 ani, iar în tot acest timp licitația inițială a fost anulată și apoi reluată. Pe perioada lucrărilor de reabilitare a corpului B al Spitalului Județean, numărul de paturi va fi redus cu 74. Astfel, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov va avea 841 de locuri în loc de 915 câte sunt în prezent. A fost un adevărat spectacol în Piața Tricolorului, aplaudat de brașoveni. Astăzi a fost marcată și la noi Ziua Drapelului Național al României. La manifestare au participat veterani, cadre militare în rezervă și în retragere și autorități județene și locale. Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin legea numărul 96 din 20 mai 1998. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca data de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul, roșu, galben și albastru, să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Cele trei culori împărțite în mod egal reprezintă principiul egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, iar cifra 3 este numărul perfect. Thank you.
națională a drapelului. Este ziua în care toți trebuie să ne simțim români, este ziua în care trebuie să ne respectăm și să ne gândim mai mult decât oricând la istoria poporului nostru. Este o zi minunată și va trebui să o tratăm ca atare. La mulți ani tuturor românilor și tuturor celor care simt românește. Simbolul care ne reprezintă pe noi toți, ca țară, ca neam și ca popor, pe noi ca și persoane, indiferent unde ne-am aflat pe fața acestui pământ, e foarte important ca acolo unde suntem să avem și tricolorul lângă noi. Absolvenții de liceu au intrat de astăzi în focurile examenului maturității în cadrul bacalaureatului, sesiunea de vară. Ei au susținut prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. La Brașov s-au înscris 3088 de absolvenți de liceu, 90% provenind din promoția 2017. La Brașov, prima probă a bacalaureatului s-a desfășurat fără incidente, spun reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean. În 27 iunie este programată proba scrisă la limba și literatura maternă, pe care o susțin candidații care au studiat în limbile minorităților naționale. În 28 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, iar examenele din sesiunea de vară se încheie pe 30 iunie cu proba la alegere a profilului și specializării. În data de 5 iulie până la ora 16 vor fi afișate rezultatele, iar contestațiile pot fi depuse în aceea zi între orele 16 și 20. În perioada 6-9 iulie vor fi rezolvate contestațiile, iar rezultatele finale vor fi publicate în data de 10 iulie. La probele scrise, absolvenții pot să ia și note de 5, dar notele de la fiecare probă în parte, adunate și împărțite, trebuie să dea o medie de minimum 6 pentru a obține diploma de BAC. Moment istoric la Muzeul Județean de Istorie. După 85 de ani, un membru al Casei Regale din România a pășit în clădirea istorică a Brașovului, în care a fost prezent odinioară regele Carol al II-lea. Alteța sa regală, principele Radu al României, a adus la Brașov povestea castelului Peleș, carte-album pentru emblema regalității în România. Aș vrea să vă spun pentru întâlnirea noastră de la Brașov puțin despre povestea care nu s-a scris încă despre Peleș, anume cea care va fi scrisă în anii viitorului. Castelul Peleș este, în mod sigur, un model de dezvoltare pentru viitor. Dar recunoaștem că perile și faptele care l-au populat, înțelegi mai bine ce trebuie făcut pentru viitoarele decenii și poate chiar pentru viitoarele secole, pentru că am zis că continuăm să dăinuim. Castelul Peleș a fost construit la inițiativa primului rege al României, Carol I, un proces care a început din 1873. Cartea Povestea Castelului Peleș a mai fost lansată și în alte orașe ale țării și s-a bucurat de succes, dar lansarea de la Brașov este cu atât mai specială cu cât în Casa Sfatului, un oaspete regal a ajuns aici după 85 de ani de când a fost primit regele Carol al II-lea. Au apăsat prea tare pedala de accelerație, vorbim despre mai mulți șoferi care au circulat în județ. În doar două zile, polițiștii au suspendat 39 de permise de conducere în cadrul unor acțiuni de control pe linia combaterii evenimentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză și a regulilor privind efectuarea depășirilor. Oamenii lege au constatat 16 infracțiuni și au controlat peste 1500 de autovehicule. De asemenea, au fost reținute 10 certificate de înmatriculare și aplicate 580 de sancțiuni contravenționale, din care 431 pentru încălcarea regimului legal de viteză. A trecut aproape o săptămână de la spectacolul neplăcut al moțiunii de cenzură oferit de PSD. Chiar dacă acum s-a trecut la un alt episod, acela al formării unui nou guvern și denumirea unui nou premier, efectele moțiunii încă se resimt și apar noi dezvăluiri cel puțin interesante. Din fața televizoarelor, moțiunea PSD a apărut un moment de importanță istorică. Din interiorul Parlamentului însă lucrurile s-au văzut cam așa. Lăsați-l un pic că l-ați derutat. Lasă că semnezi în sală. Lasă omul să declare ce are de declarat. Ce ziceți de povestea asta cu moțiunea?
comentați? Sau? Poftim? Nu comentați povestea asta cu moțiunea? Cu... Povestea cu moțiunea. Sunt 620 de avocați în Brașov, în afară de elita de 30-40, majoritatea face foamea, a povestit la Mix Actual fostul șef, vreme de 15 ani, al avocaților brașoveni, Dragoș Cojocaru, care mai spune că niciodată actul de justiție nu a fost mai puțin just în România, că nici în cele mai negre vremuri ale comunismului nu se întâmpla ce se întâmplă acum în procese. Dragoș Cojocaru, cel mai fotbalist dintre avocați și cel mai avocat dintre fotbaliști, pentru că a trecut de la bară la bară. Când intri astăzi la tribunal, lași ca la poarta infernului orice speranță deoparte. Raportat la condițiile în care își desfășoară astăzi un avocat autentic, așa, activitatea, asta m-ar face ca într-adevăr să spun că n-am călcat pe acolo, pe la tribunal niciodată. Dragoș Cojocaru are 81 de ani și de 2 ani nu-l mai găsim la bară. Crede că acum poate spune fără teamă lucrurilor pe nume. E grotesc. Și am să dau câteva exemple imediat, nu indivizi. Este total și total inadmisibil să iau un singur aspect. Ca să existe dosare în atenția procuraturii și care să dureze în timp 7 ani, 9 ani, 11 ani, până eventual că se urmărește și sunt și exemple de asta, să perimă. Și gata, au trecut ani și bună deci ziua, nu mai răspund. Se trage de timp, spuneți, în această situație. Se trage de timp în mod deliberat la o bună parte. E cel mai rău lucru care se întâmplă în acest moment, că se trage de timp? Nu este cel mai rău. Care e cel mai rău lucru? Cel mai rău lucru este hotărârile care se dau. Care multe dintre ele... Deciziile tribunalelor, ale instanțelor? Ale instanțelor. Ale instanțelor. Pentru că se simte, cel care este profesionist simte de la distanță că într-o cauză oarecare există o influență certă care îl pun pe judecător
în situații foarte uneori periculoase chiar pentru existența lui. Dragoș Cojocaru nu se mulțumește să le spună, le și scrie, să rămână. A ales ziua drapelului să lanseze România meditează, asta după România sub hipnoză, România în comă și România încotro. În prima parte a lui Cireșar, timp de o săptămână, Cristianul devine capitala culturală a județului Brașov. Aici are loc Cristian International Art Festival, Cartfest, adică un eveniment de proporție care însumează 80 de ore de spectacol, 40 de piese de teatru și producții cinematografice, muzică, dans, evenimente stradale, expoziții și lansări de carte. În intervalul 9-16 iulie, nume mari sunt invitate și anul acesta la cea de-a patra ediție a festivalului, cum ar fi Grigore Leșe și Zoli Tot Project, Gheorghe Zanfir și Taraful Frații Cazanoi, Moonlight Breakfast, Oana Pelea, Claudia Duarte, Florin Piersic Jr., Fanfara Ciocârlia, scriitorii Ana Barton, Iulian Tănase, Florin Ianu și mulți alții, astfel încât festivalul să dubleze numărul de spectatori față de cei din 2016, așa cum speră organizatorii. Evenimentele sunt multe, ele sunt pe patru secțiuni. Avem parte de muzică și de dans, avem parte de stradă, avem carte, avem teatru și film. O să deschidem cu Gheorghe Zanfir și Taraful, o să avem evenimente de stradă, la fel în prima zi, după care avem la fel teatru, avem pe Oana Pelea, avem Guruia Sandu, avem Florin Piersic Junior, deci sunt nume mari și importante. Este un festival dedicat artei și culturii la care intrarea este liberă și la care vor participa cu siguranță nu doar localnici, ci și brașoveni, precum și iubitori de cultură veniți de peste tot din țară pentru a se bucura de atmosferă, de locurile alese pentru desfășurarea evenimentelor, toate încărcate de istorie și pline de semnificații, cum sunt Sala Mare, Biserica Evanghelică Fortificată, Piațeta și Biserica Ortodoxă Veche. Buricul cultural al acestei țări se va muta la Cristian în perioada 9-16 iulie. Vorba poetului greu, dar frumos. Atâta timp cât se întâlnesc cu oameni care doresc ceva pentru ceilalți și pentru bucuria lor sufletească, lucrurile sunt complicate, dar nu grele. Și în acest an, autoritățile locale susțin cultura prin alocarea de fonduri, respectiv 1% din buget. În același timp, au fost identificate spații potrivite evenimentelor și a fost încurajat orice demers ce vizează sfera culturală. Și anul acesta, autoritățile locale susțin cultura, educația și asociațiile sportive. În imediata perioadă, în Comuna Cristian, se va desfășura săptămâna culturală între 9 și 16 iulie. Va fi festivalul Carfest. La început de august vom avea Jamborea, iar pe data de 2-3 septembrie, zilele Cristianului. Evenimentele culturale nu se rezumă la Carfest, ci continuă pe toată durata întregii veri. Între 4 și 15 august are loc Jamborea, activități, ateliere și trasee pentru toți cercetașii din România, iar pe 2 și 3 septembrie se vor serba zilele Cristianului. 430.000 de lei pentru cei 1870 de elevi premianți din Brașov. Cea de-a patra ediție a Galei Premiilor de Excelență la Învățătură s-a desfășurat la final de săptămână la Aula Universității Transilvania, fiind premiați în cadrul festiv toți șefii de promoție de la școlile din oraș, care și-au primit diplomele de apreciere personal de la primarul Brașovului, George Scripcaru. La sfârșitul acestui an școlar, Municipalitatea Brașoveană a recompensat 1870 de copii, elevii școlilor din municipiu din clasele 5-12, care au obținut premiile 1, 2 și 3, la care se vor adăuga cei care vor finaliza studiile în săptămâna viitoare, după efectuarea perioadelor de practică. Pentru elevii care s-au clasat pe locul 1, Municipalitatea a oferit în luna iunie o bursă de merit în valoare de 300 de lei, 200 de lei pentru locul al doilea și 100 de lei pentru cei clasați pe locul al treilea. Valoarea totală a sumelor alocate de la bugetul local este de 430.000 de lei. Brașovul va organiza o etapă a Cupei Continentale la hockey în ediția 2017-2018. Oficialii echipei Corona Brașov, campioana în titră, au fost prezenți în weekend la Bratislava, la ședința anuală a Cupei Continentale organizată de Federația Internațională de Hockey. Brașovenii au reușit să-i convingă pe organizatori că orașul nostru merită să găzduiască o astfel de competiție.
Oficialii echipei de hockey de la Corona au fost prezenți la Bratislava la ședința anuală a Federației Internaționale, unde au obținut organizarea unei etape din Cupa Continentală. Președintele secției de hockey de la Corona, Emilian Cernica, a declarat că pentru Brașov și pentru fanii echipei de hockey Corona, acest lucru înseamnă enorm. La Bratislava am participat la ședința anuală a Cupei Continentale. Împreună cu colegii mei am reușit să obținem organizarea unei etape de Cupă Continentală la Brașov. Atât pentru mine, cât și pentru Brașov și pentru fanii de hockey din Brașov, faptul că am primit dreptul de a organiza această competiție înseamnă mult. Este clar că la Brașov hockeyul se află pe o pantă ascendentă care a început din sezonul 2016-2017 și mă bucur că am pus și eu umărul la această ascensiune, a mai spus oficialul brașovean. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme instabilă. Minimele nopții nu vor depăși pragul de 17 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 26 de grade Celsius și pe tot parcursul zilei sunt așteptate furtuni și ploi însoțite de descărcări electrice. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine Ștefan Șland, organizator al Festivalului Muzica Barsensis, care începe în curând la Brașov și în toată țara Bârsei. Sunt Odelia Păscaru, pe curând, toate cele bune!